Pentru orice femeie este important aspectul fizic. Părul joacă un rol destul de important în conturarea unui look cât mai fresh și plăcut. Ales că vine și vara, iar un păr aranjat și bine vopsit cu siguranță va atrage multe priviri. Este necesar să cunoaștem cât mai multe trucuri pentru a ne îngriji părul și a-i oferi de fiecare dată când ieșim din casă aspectul perfect pe care ni-l dorim. Nu mai vorbim de faptul că un look cât mai frumos și perfect ne oferă și o încredere aparte. Este important să cunoaștem câteva trucuri și informații de bază pe care să le aplicăm în materie de hairstyle, fie că ieșim cu prietenii, fie că ne plimbăm sau pur și simplu mergem să vedem un film. Pentru că nu de fiecare dată dispunem de timpul necesar pentru a merge la salon, câteva trucuri sunt esențiale pentru fiecare femeie ce pune accent pe aspectul său. Profesional New Consult pune la dispoziția tuturor celor ce doresc să beneficieze de cât mai multe informații în materie de hairstyle, cursuri, acolo unde cei care doresc să-și dezvolte o carieră, fie doar să deprindă câteva tehnici de aranjare și îngrijire a părului. Acest curs este format din 15 cursante, printre care și un băiat. El a fost surpriza acestei echipe, acestei grupe. Cursul ține 3 luni de zile, da. În cadrul cursului, cursanții vor învăța informații cu privire la noțiunile teoretice și practice. Se pune mare accent pe partea practică, de aceea firma Profesional New Consult ne-a pus la dispoziție acest salon minunat cu tot ceea ce ne trebuie să ne desfășurăm activitatea cât mai bine și elegant. Cursanții vor învăța tot ceea ce înseamnă tehnică de tuns, tehnică de filat, colorimetrie. Se pune mare accent pe sănătatea firului de păr, da, cel puțin eu încerc să le transmit chestia asta, pentru că eu în general în salonul meu fac asta. Și sper eu să absolut toți cursanții mei să continue această meserie în viitor. Să nu se axeze doar pe acest curs, să rămână pe el și atât, doar cu o diplomă în sertar. După ce vor termina acest curs, îi vedeți pregătiți să își continue activitatea într-un salon sau de ce nu să-și deschidă propriul salon? Da, unii dintre ei au un mare talent în privința asta și din cealaltă grupă, prima mea grupă pe care am format-o, am observat că majoritatea au reușit să ajungă în anumite saloane din acest oraș. Sper ca și ei să facă același lucru. Cursanții sunt dorniți să obțină cât mai multe informații în materie de hairstyling, fiind extrem de atenți la cele spuse de către îndrumătorii lor. Execut niște bucle. Am ales pentru că îmi place, am o mare pasiune și chiar vreau să urmez, nu să țin diploma în sertar, cum a spus profa. Și este foarte ok. Dar ce-ți place cel mai mult să faci? Bucle, să tunzi, să vopsești? Să tund îmi place foarte mult și să aranjez, îmi place. Eu am mai exersat și acasă. De ce ai ales să participi la aceste cursuri? Văd că ești înconjurat numai de fete. Pentru că îmi place să mă joc cu părul și cred că pe viitor va fi o meserie pe plan profesional, cât și pe plan financiar foarte bună. Cum ți-ai dat seama că te potrivești pentru acest tip de meserie? Păi de mult tundeam băieți. Și de obicei îmi place să mă joc cu părul și am zis să încerc și, de ce nu, și la fete. Se pare că îmi place. Ce înveți la aceste cursuri? Păi am învățat să îndreptăm cu placa, să uscăm cu peria rotativă și cu uscătorul de păr, să tundem, să coafăm părul, să vopsim. Acestea sper să mă ajute de acum încolo pe viitor. Astăzi ai fost în centru atenției, să spunem. Toată lumea în jurul tău ți-a coafat părul. Cum te-ai simțit? Foarte bine. Le mulțumesc colegilor mei pentru buclele care mi le-au făcut. Și tu de ce ai ales să participi la acest curs? De mică mi-a plăcut să umblu cu părul, să lucrez și să-mi fac o carieră din lucrul acesta. Te vezi pe viitor? Da. Profesional New Consult își deschide ușile pentru toți cei care doresc să se inițieze în tainele coafatului și nu numai. Ei sunt așteptați în Pitești, pe strada Victoriei, numărul 36, lângă Pavone.